Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin a avut astăzi ședință. Conducerea primăriei a găsit resursele necesare pentru persoanele cu dizabilități și, de asemenea, pentru căldură. După o lungă perioadă în care nu a fost alocat niciun ban din partea guvernului pentru persoanele cu dizabilități, zilele trecute s-au alocat 4.200.000 pentru aceștia. Conducerea primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin are banii necesari pentru următoarele două luni. E vorba de 4.200.000, i-am primit în această perioadă pentru persoanele cu dizabilități, deci vom plăti încă două luni. E un merit al guvernului PNL, eu recunosc, un ban venit de la guvern, așa cum am criticat atunci când nu am primit, e corect și normal să și laud când guvernul ne ajută. Am mai primit încă 10 milioane pentru căldură, nu ne sunt de ajuns, dar e mai bine ceva decât nimic și pentru acest lucru suntem recunoscători guvernului. Să sperăm că în anii care vin, având în vedere că din ce se vede la nivel național va fi tot un guvern de origine liberală, să sperăm că vom primi sprijin și ajutor. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, își dorește orice sprijin din partea guvernului pentru comunitatea pe care o conduce, în special de la mehedințenii noștri în funcții de senatori și deputați. De asemenea, s-a făcut o rectificare de buget și pentru agentul termic.